Salut și am găsit la un nou video pe acest canal. Eu sunt Daniel Byte, pe v-am găsit la EFC, episodul cu numărul 6. Nu uitați, dacă vă place și apreciați ce fac, să dați un buton de like și să vă abonați. Să strângem acolo aproape 10 like-uri măcar. Noi am rămas la meciul cu Sheffield United, care are o echipă destul de ciudățică, așa, adică nu prea cunosc pe nimeni. Oricum este o echipă foarte, foarte slabă, a intrat în Premier League și mi se pare că e pe locul 18, adică în zona retrogradării. O echipă care sezonul ăsta a intrat în Premier League și sunt sigur că sezonul ăsta va ieși din Premier League. Dar hai să vedem totuși ce a face în viața reală, bref. Noi în continuare stăm bine pe locul 1 în Premier League. Arsenal este pe locul 2, Spurs este pe locul 3 și Manchester United pe locul 4. Vreau să vă arăt faptul că ne apropiem de perioada de mercato din ianuarie. Astea sunt meciurile din decembrie, foarte multe meciuri. Noi de obicei un episod jucăm 4 meciuri, deci ca să ajungem până în ianuarie ne va trebui 2 episoade deja filmate, dar în curând vom intra în ianuarie și o să facem și transferuri foarte interesante. Aceasta este echipa cu care vom intra în meci, hai să vedem ce putem să facem. Bun, și începem meciul, haide să vedem ce putem să facem meciul ăsta. Salah e pe flank singur, îl vedem acolo, bă, Vini, cear cu mână, farfecă bine acolo, dar apără portarul. Bine acolo, Salah recuperează. Centrare bună la Nunez. S-a cam dus. Nunez, pasul la Vini. Haideți să vedem. Are spațiu, spate, duce finez la distanță. Peste poartă. Gravenberg, la distanță. Apără portarul. Corner pentru noi, Robertson. Da, bate încet. Bun, McAllister. Mamă, l-a lovit pe al nostru. Ia spar capul. A, ba nu. Ia spar capul la altă zonă. Bun, acolo Vini, nu reușește. Bine, pe pasul la Nunez. Haideți să vedem. Nunez îmi scrie. Ce unghi. Bine, mă, Nunez, mă, face 1-0 minutul 47. Fix aproape să crea repriza. Bine, mă, Nunez. Revedem faza. Pasul bun de la Salah. Ajunge la Nunez. Nunez. Bam, din fața porții. Sparge poarta. Da, și se termină și repriza. Haideți să vedem ce puteți face în repriza viitoare. Și începe repriza a doua. Haideți să vedem. Pasă bună la Szoboszlai. Pe sus la Nunez. Hai, Nunez, țin-o bine. Intră careu. Salah! Ce viclu! Ce viclu! Cred că a fost viclu ăla. Cred că a fost viclu. Ce gol uimitor. Revenem faza. Ia uite-l pe Salah. Ce bine se poziționează. Și ce viclu! Cred că a fost viclu. Din acolo Nunez pasă la Vini. Vini! Apără portarul. Arnold, bun acolo. Fă poartă de la Van Dijk, a fost Sarveca. Gravenberg, hai să vedem. Pasă la Szoboszlai. Bună la Nunez. Ce finalizare, incredibil. Ce voleu pe lângă portar, pe jos, frumos. Bine, mă, Nunez, mă, scrie două goluri meciul acesta. Revenem faza. Szoboszlai cu centrarea și Nunez cu voleu pe jos. M-a așteptat să o apere, însă nu, intră gol. Bun, 3-0, nu le mai dă nicio șansă la cei de la Sheffield United. Bun, și se trece și meciul, câștigăm detașat cu 3-0. Următorul meci vedem că o să jucăm contra la cei de la Crystal Palace, care presupun că ați mai văzut echipa, o echipă mid-middle, cam așa. Eze mi se pare că e bun, adică îl cunosc, e chiar bun. În rest, echipa e foarte, foarte mid. Da, și intrăm în meci, haide să vedem ce putem să facem meciul ăsta. Salah, la distanță, golazo! Incredibil! Ce finez, ce gol! Mamă, stai că vreau să văd iar faza. Revedem faza, mamă, ce finez a dat, nu pot să cred. Uite-și la ce distanță, mamă, ca sub bară, n-avea nicio șansă portarul. Bine, mă, Salah, mă, bine, mă, Salah. Da, facem 1-0, cel mai frumos gol din sezonul ăsta, cred că. Callister, McAllister trece bine acolo, șutează și apără Henderson. Și șut bun, însă apără Henderson. Ok, Arnold, centrare bună la Jota. Jota nu reușește. Trece foarte bine acolo Edward. Hai să vedem. Nu pot să ajung. Cred că o să dea gol. Și da, dă gol, se face 1-1. Revenem faza, dar nu știu cum a scăpat. A scăpat bine rău de tot. Și n-are ce să facă Alisson 1-1. Da, se face 1-1. Hai să vedem dacă putem să mai scriem un gol. Nu vreau să fie egal. Bine, vine acolo Vini, peste poartă. Bun, acolo recuperăm. Salah, are viteză de Salah. Hai, du-te, Salah. Și, ai, mă, s-a nimerit acolo să fie fundașul. Da, și se termină și repriza. S-ar putea să pierdem. Hai, începem și a doua repriză. Hai, mă, că se poate.
Bine, trece bine acolo de un jucător. Haide, hai, hai, are viteză, are viteză, se duce. Trece singur. Și vine pe lângă portar. Da, mă, da, asta ziceam și eu. Asta ziceam și eu, mă. Bine, mă, vine, mă. Ia să vedem. Bine, mă, bravo. Revedem faza, vine cam face tot, trece pe lângă toți. Și pe lângă portar scrie și cam aia a fost pentru cei de la Crystal Palace. Da, întoarcem înapoi repede scorul. Hai să vedem dacă reușește mai lângă gol de data asta. O, nu, fază importantă. Hai să vedem, Edward reușește bine, mă. Și trece pe lângă. Fază bună pentru Crystal Palace. Și, bun, Eze. Eze blocat acolo de Van Dijk, Edward pasă bun la Eze și Eze pe lângă poartă, mamă, cea cred că e direct vinclu. Da, și se dera meciul, câștigăm cu 2-1 din fericire. Următorul meci, după cum putem vedea, este contra la cei de la Toulouse în Europa League. Vă mai arată echipa lor, este destul de slabă. Văd că Lev Meidu pe care l-aveau nu la un echipă, nu la un teren, meciul acesta, deși Sissoko mi se pare că așa-l chema, Lev Meidu destul de bun. Da, și începe meciul, haide să vedem ce putem să facem contra la cei de la Toulouse. Uite că ai viteză. O scoate afară totuși. Dar n-a ajunge până la Vini. Pasă bun la Vini. Vini încearcă ceva el acolo. Mamă, ce care bun acolo la Salah. Salah la fel de afară care la apăr portarul, incredibil. Centrare, nu reușim. Înapoi la McAllister. La Salah. Salah este blocat acolo. Se trebuie repriza. Haideți să vedem ce reușim să facem repriza viitoare. Bun, începe și a doua repriza. Haideți să vedem ce reușim să facem. Vine acolo, trece bine. Haide, Vini, te duci, te duci singur, te duci singur și Vini, apăr portarul, la Soboslai, Soboslai cu, mamă, ce exterior, ce trivela, bine mă, Soboslai, bine mă, Soboslai, bine mă, Soboslai, revedem faza, ce trivela, chiar mă așteptam, că am văzut-o pe mijlocul porții, și nu la cap, bine mă, și Soboslai face 1-0, ne pune în avantaj, bravo. Pasă bună, Soboslai. Soboslai pe lângă poartă. Gakpo trece bine acolo. Singur cu portarul, haide să vedem. Oh, încearcă acolo ceva. Baros și încearcă la fel, însă este blocat. Centrarea pentru noi, la Arnold bate la Van Dijk. Van Dijk încearcă, Farfecă nu reușește. Este fault în atac, cred că Farfecă aia lui Van Dijk, care ne merge pe cea în cap. Baros de la distanță, apără portarul. Capo, trece bine acolo, pasă la Baros. Baros pasă în scrie și șut până lângă poartă, incredibil, bă, Baros, bă. Da, și se termină meciul, câștigăm cu 1-0. Următorul meci este un meci destul de greu din cauza că jucăm contra la cei de la Manchester United, de echipa preferată. Văd că l-au adus pe Corea și n-a plecat Maguire, deci n-a plecat Maguire. În fine, Rashford, în fine, echipa arată extraordinar, Antony în dreapta, Rashford în stânga, Camu, Bruno Fernandes, cea mai bun mijlocaș, sau al doilea, după Bellingham, Varane, Onana, poartă, o echipă foarte, foarte bună. Da, și în ce meciul, haide să vedem dacă reușim să câștigăm meciul acesta, vine acolo, Salah are spațiu, se poate duce singur. Centrare înspre Gakpo, mamă, ce scorpion kick, mamă, dacă ar fi în dragul ăla, cea mai bun gol al sezonului. Apoi la Salah întoarce, finez, se blocat, Gakpo, la McAllister, trece, șutează, dar în blocaj, Rashford, centrare bună, însă este acolo Van Dijk, bine Van Dijk, Vini reușește să se treacă, are viteză, trece pe lângă Varan, hai să vedem, intră Careu, Varan vine din spate. Pasă bună, Jota! Pe lângă portar înscrie, face 1-0. Bine mă, Jota. Intervenem faza, cum a trecut bine Vini. Pasă foarte bine călcâiul. Și Jota acolo, finalizare din fața porții. Trece acolo bine Rashford. Haide să vedem ce reușește să facă. Trece bine. Pasă în spate la Bruno. Am rabat, shoot. Apăr Alisson. Jota de la distanță, apără bine acolo, Nana, și se termină totodată și repriza. Haideți să vedem ce reușim să facem repriza a doua. Van Bissaka pasă la Antony la Rashford încearcă o pas acolo, dar nu ajunge nicăieri. Bine acolo, Gakpo, Salah, pasă bună spre Gakpo. Haideți să vedem, Gakpo pe lângă Nana și înscrie 2-0, celebrează din nou ca Messi, bravo, Gakpo. Revedem faza, trece foarte bine, Gakpo pasă de la Salah înainte,
și Trivela pe lângă portar. Dash face 2-0, haide să vedem dacă reușim să menținem scorul. Acolo Bruno Fernandes este blocat, încearcă Rashford și el. Bine, acolo pasă spre Jota, Jota este pe flank, nu e nimeni în mijloc, dar îl vede acolo pe Salah, care Salah! Shoot din prima, dar corner. Haideți să vedem, Jota, nu știu. Gakpo de la distanță, Gakpo de la distanță! Incredibil, băi, și nebun la cap, ce vincul a dat Gakpo? Nu că vreau să văd iar faza, haideți să vedem, Gakpo, totuși la ce distanță și... Vincul curat, ce gol i-a dat lui Nana, s-a terminat meciul, da, se face 3-0, gol uimitor al lui Gakpo. Van Dijk vine acolo, pasă la Jota, aia, sau să-mi deau mingea aia dacă e. Vine acolo, pasă la Vini de la Gravenberg, centrare spre Jota, Jota încearcă un voleu pe lângă poartă, da, și se termină meciul, îi spart din păcele la Manchester United. Liverpool câștigă cu 3-0 datorită lui Gakpo. Da, următorul meci vedem că o să jucăm în Carabao Cup și o să jucăm contra la cei de la Aston Villa. Dar meciul acesta îl vom juca în episodul următor. Dacă a plăcut, nu uitați să apăsați butonul like, să ajungem măcar la 10 like-uri, să vă abonați în caz că ați făcut deja. Eu am fost Andrei Albait, v-am pupat. Pa, pa!